Plăcută. Incidentul a avut loc la finalul vizitei președintelui în portul Constanța, acolo unde s-a încheiat una dintre cele mai mari regate ale sezonului. Bărbatul nemulțumit a reușit să ajungă foarte aproape de președinte și l-a scuipat chiar în față. A fost imediat imobilizat de ofițerii SPP. După incident, bărbatul a fost adus cu o mașină a jandarmeriei aici, la sediul IPJ. A urmat câteva ore de audieri, după care a fost transportat la Spitalul de Urgență Constanța pentru a-i se preleva probe de sânge. Apoi constanțeanul a fost testat și psihiatric. Acesta a declarat în momentul reținerii că îl învinovățește pe președinte pentru moartea surorii sale. Ulterior, la audieri, a renunțat la explicație și le-a spus procurorilor că nu știe de ce a făcut acest gest. De ce nu-i spui pagă domnul președinte? După ce a vândut o flotă, vrea cântece patriotice, să-i cânte în față poezii. Regreți ce ai făcut? Îți pare rău că l-ai spui pagă? Regret că ne-am emigrat din România. Bărbatul este cercetat pentru ultraj și dacă va fi găsit vinovat, ar putea sta după gratii între 6 luni și 3 ani, iar pedeapsa s-ar putea dubla în cazul în care are antecedente.